Neața lume, astăzi facem povestea lui Ken Ryuguji, zis și Draken, cel mai șmecher personajul meu preferat din Tokyo Revengers. Înainte să începem, nu uita să bagi un like, să te abonezi, clopoțelul pornit, să lași un comentariu, să bei 30 de litri de apă și 1 de bere, sau dacă e vinerea și vine weekendul, invers. Ken sau Draken a fost un membru fondator și vice-lider al lui Tokyo Manji Gang, 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 boy. 2 ani mai târziu s-a alăturat lui Brahman, sau Brahman. What? Ce? Nu știu asta. Alo, spoiler. La fel ca și președintele, vicepreședintele Draken este de asemenea un individ destul de sălbatic. Îi place o luptă bună și îi place să întâlnească adversari puternici. Este nepoliticos cu cei pe care îi consideră slabi și arată clar că nu îi plac. Spre deosebire de Mikey, Draken este cel mai matur și mai logic dintre cei doi. Când cei doi sunt certați în spital de tatăl unei fete care a fost agresată de Moebius, Draken este cel care îl obligă pe Mikey să-și ceară scuze, înțelegând furia bărbatului și că era mai bine să-i primească furia decât să încerce să se apere. Când Pacin decide să-și asume căderea și responsabilitatea pentru Toman, fiind arestat în mod deliberat, Mikey încearcă să-l facă pe Pacin să fugă. Cu toate acestea, Draken îl oprește, spunând că este ceea ce trebuie să facă Pacin. Există momente în care furia lui Draken ia tot ce e mai bun din el, iar el scapă de această furie. Draken este de asemenea o persoană foarte grijulie, urăște să arate afecțiune față de cei la care ține, dar va face tot posibilul să aibă grijă de Mikey. Îl suportă și îl prețuiește ca pe un prieten apropiat, îl cară când adoarme, îi aduce mâncărurile preferate și îl trezește în fiecare dimineață pentru școală. În plus, i-a oferit Emei un pluș de ziua ei, iar Emma notează că era unul pe care și-l dorea de foarte mult timp. Autoritate. În calitate de vicepreședinte al lui Toman, autoritatea lui Draken asupra bandei este pe locul 2 în teorie după Mikey. În realitate, autoritatea lui este mai mult sau mai puțin egală cu Mikey. Astfel, el este capabil să comande liber membrii săi, precum și să le mărească moralul. Îndemânare în luptă. Fiind vicepreședinte, priceperea lui este incredibil de fricoșătoare. Când este lovit în cap de un stâlp de metal, el încă este capabil să stea în picioare și să învingă 20 de adversari. Recuperarea lui de asemenea este remarcabil de rapidă, deoarece se îndreaptă rapid înapoi în luptă când sosesc întăririle în scurt timp. El supraviețuiește chiar și unei rând de cuțit care îi pune viața în pericol. Cu puterea sa imensă, Draken preferă să lupte, folosi lovituri și pumni simple, dar puternice și vicioase. El a dat într-un adversar care era mai înalt, după ce a învins 10 de inamici în prealabil. De asemenea, a reușit să trimită în zbor un adversar mult mai înalt și mai mare, South Terrano. Puterea lui este atât de imensă încât a reușit să reziste și să învingă singur o întreagă gașcă și a fost încă într-o formă destul de bună după aceea. A bătut 3 dube de jandarmi și a mai cerut o porție. Deși s-ar putea presupune că puterea lui este comparabilă cu a lui Mikey, se dovedește că acest lucru nu este cazul când o forță combinată a lui Draken, Peian, Chifu și Mitsuya n-au reușit să-l învingă pe Mikey. Cunoștințe mecanice. Draken este bine versat în mașini, în special în motociclete, este suficient de priceput pentru a repara și asambla cu ușurință părțile unei motociclete, de asemenea tinde să facă diverse treburi în bordelul în care trăiește, cum ar fi repararea becurilor. Nu știu ce să zic, cum repari un bec, maxim să-l schimbi, dar să repari un bec să înțepnească Jackson, dacă am văzut pe cineva să repare un bec vreodată. Frei odată. Și puțin așa istorie despre acest Draken. S-a născut în cartierul roșu din Shibuya, nu și-a cunoscut niciodată tatăl, iar mama lui era o prostituată care l-a abandonat la naștere și a murit când avea 2 ani. Și-a făcut tatuajul pe cap în clasa a 5-a și s-a numit Draken de la gimnaziu. A devenit un pic faimos și temut, dar nu era pe măsură pentru echipa de elevi al lui Sameyama. Deoarece l-au bătut, el nu le-a putut refuza ordinele. Într-o zi i-au spus să-l aducă pe Mikey de la Seven Middle School. Ken a mers să-l caute și a fost încântat că s-ar putea să se lupte cu el, dar a fost surprins să vadă cât de mic era Mikey. I-a spus că unii elevi de la gimnaziu au vrut să-l aducă pe Mikey la ei. Mikey a fost de acord să meargă, totuși de îndată ce Mikey l-a văzut pe Sameyama, a sărit, l-a lovit cu piciorul în față și l-a doborât, speriindu-i pe ceilalți. Mikey l-a recunoscut pe Ken drept Draken și a dorit să se împrietenească cu el. De asemenea, este prieten din copilărie cu Mitsuya, pe care l-a cunoscut înainte de Mikey. Mitsuya și Draken au tatuaje de dragon care se potrivesc, dar Mitsuya și-a crescut părul ca să-l acopere. Hei, hei, hei! Bă, dar Mikey era prea mic și prea OP la vârsta aia. Anime, anime, da, dă-o încolo de vrăjeală. Cam atât cu povestea asta, sper că v-a plăcut. Vești triste pentru fanii Tokyo Revengers, s-a amânat până la anul. Trebuia să iese luna asta sau într-o lună și s-a amânat cu un an. Aie, cât spuneai că să fiu. Sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Bă, cea mai bună zi posibilă. Iar noi ne aude mâine cu un nou clip.